Primul film românesc, intitulat Independența României, a fost produs în 1912. Filmul a fost regizat de Aristide Demetriade și a reprezentat primul produs semnificativ din istoria cinematografiei românești. Independența României a fost un film mut care a relatat evenimentele care au precedat și au urmat războiului de independență al României. Filmul a fost tras în locații din România, folosind actori și figuranți locali. A fost o întreprindere majoră la acea vreme, deoarece arta cinematografică era încă o bizarerie. În ciuda provocărilor de a crea un lung metraj într-o țară care nu produsese cineaști, independența României a fost un succes. A avut premiera la București pe 27 septembrie 1912 și a devenit rapid o atracție. Filmul a fost lăudat pentru acuratețea istorică și pentru reprezentarea patriotică a eroilor români. Succesul independenței României a inspirat un val de filme în România. În anii care au urmat, o serie de alți producători și regizori români au început să-și creeze propriile lucrări, experimentând stiluri și genuri diferite. Cu toate acestea, ar trebui să treacă câteva decenii până când cinematografia românească să câștige o recunoaștere internațională semnificativă. În ciuda semnificației sale istorice, independența României nu este astăzi cunoscută pe scară largă în afara României. Filmul a fost pierdut de mulți ani și au rămas doar fragmente din el. Totuși, impactul asupra dezvoltării cinematografiei românești nu poate fi trecut cu vederea, căci a deschis calea viitorilor cineaști să exploateze istoria și cultura românească prin intermediul filmului. În multe privințe, moștenirea primului film românesc trăiește în opera cineaștilor români contemporani. Restul e tăcere, în regia lui Nae Caranfil, spune povestea acestui prim film românesc creonând contextul cultural în care a luat naștere această primă înfăptuire cinematografică națională. Celebrarea istoriei și culturii românești prin arta cinematografică a pus bazele unui cinematograf românesc distinct, care continuă să evolueze și să inoveze până în zilele noastre. Filmul rămâne o mărturie a creativității, ingeniozității și patriotismului primilor cineaști români care au lucrat pentru a aduce poveștile țării lor pe marele ecran.